Pentru dimineața aceasta a poruncit Dumnezeu unui om pe nume Luca ca într-unul din capitolele lui, și anume capitolul 17, la versetul 32, să noteze următoarele cuvinte. Luca 17 cu 32. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Binecuvintează, Doamne, cuvântul acesta. Binecuvintează, Doamne, inimile noastre cu deschidere și credință și fă ca ceea ce semeni Tu în noi să crească și să aducă rod pentru pocăință și viața veșnică. Slava Ta și mâinile Tale să rămână peste locul acesta, prin Iisus Hristos Domnul și în puterea Sfântului Duh Dumnezeul, Te rugăm. Amin. Ocupăm loc. Multă pace să aveți, dragi oameni. Și tot ce este frumos și ceresc, să aibă un cort în inima voastră și în casele voastre. Și sporind credința și dragostea pentru Dumnezeu, fiecare dintre voi și eu la rândul meu, să rămânem alături de Dumnezeu. Este una dintre cele mai mari probleme, să o cotesc eu, ale creștinismului contemporan. Se răresc extraordinar de mult instituțiile creștine care mai șed lângă Dumnezeu. De asemenea, se împuținează înspăimântător oamenii care mai stau lângă Dumnezeu. Și este aproape revoltător, aș putea spune, cât de puțini copii mai sunt învățați stea alături de Dumnezeu. Școala, părinții, aproape și biserica. Toată lumea învață pe toată lumea să plece de lângă Dumnezeu. Pe măsură ce lucrul acesta ia amploare, ne uităm în societate și vedem lucruri cu care ne-am obișnuit. Însă Dumnezeu nu s-a obișnuit cu ele deloc. Suntem extrem de obișnuiți ca băiatul nostru să ia o fată de mână și să se ducă să trăiască împreună undeva, fără nicio lege, fără nimic. Dumnezeu nu s-a obișnuit. Suntem extrem de obișnuiți ca fetele noastre și băieții noștri să meargă la seri de party în care nu ți-e greu să-ți dai seama ce se întâmplă acolo. Dar Dumnezeu nu e obișnuit. Suntem extrem de obișnuiți ca în calitate de biserică creștină, să lăsăm garda cât mai jos, zicem noi că așa avem acces la ceilalți oameni. Dar Dumnezeu nu e obișnuit. Suntem extrem de obișnuiți ca un bărbat să nu mai poarte povara casei, să umble hebereu prin lume. Dar Dumnezeu nu-i obișnuit. Suntem extrem de obișnuiți ca
mamele să-și abandoneze casa, să lase copiii în centre din astea speciale și să meargă să-și trăiască viața. Dar Dumnezeu nu e obișnuit. Și noi trăim cu speranța că se va obișnui și Dumnezeu și ne luăm în brațe unul pe altul și mergem mai departe. Nu. Dumnezeu nu se va obișnui niciodată. Iar dacă ai aceste așteptări, fii sigur că vei fi înșelat. Am citit din Sfânta Scriptură, ce știu, 6-7 cuvinte, nu știu câte sunt în propoziția asta, în care Iisus Hristos spune ceva ce, dacă noi auzim, imediat știm despre ce-i vorba, știm totul. Poate că da, poate că nu. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Aș vrea în dimineața aceasta, dragii mei, potrivit acestei declarații a lui Hristos și a contextului, să lăsăm pe Dumnezeu să ne spună ceva extrem de dureros pentru oamenii salvați. Avem noi niște jargoane de ale noastre, de ale oamenilor pocăiți, practicanți. M-a salvat Dumnezeu, m-a scos din întuneric, m-a adus aici. Ceea ce este fantastic. Și așa în dimineața aceasta să fim onești. Adică să nu mai ascundem nimic. E un pic greu să ne ascunzi nimic. Poate fi chiar deranjant, poate fi chiar umilitor. Te poate pune în situația să te arate cineva cu degetul. Dar, până la urma urmei, ce dacă ești arătat cu degetul? Mesajul acestei slujbe are ca titlul următoarele cuvinte: nenorociți între prăpăd și izbăvire. Nenorociți între prăpăd și izbăvire. Aduceți aminte că la un moment dat Sfântul Apostol Pavel, primind poruncă de la Dumnezeu, mereu fac sublinierea aceasta, nu știu dacă ați observat-o, i-a poruncit Dumnezeu să scrie. Și o fac cu mare responsabilitate. Nu vreau să atentez la cunoștințele cuiva, nu vreau să subminez priceperea cuiva, nu vreau să-mi discreditez colegii mei, profesorii de teologie, dar am o suferință. În Scriptura asta nu mai este nimic de la Dumnezeu. Și așa de frumos și în timp ne-am obișnuit cu asta, că nici nu ne dăm seama. În Scriptura asta sunt lucruri de la Pavel, sunt lucruri de la Petru, mai sunt și de pe la Matei, mai sunt și despre care nu știm nimic, mai sunt și care s-a iuria. Și fiecare sfătos ca și mine se înregimentează ca să ne spună: stai că aici era Pavel, care el nu știa că și nu se pricepea cum. Pentru că eu, pentru mine, dacă vreți să vă însușiți și voi, este o problemă absolut liberă, am decis că nu mai vreau să am de-a face nici cu Pavel, nici cu Moise, nici cu Daniel, nici cu nimeni. Vreau să am de-a face cu Dumnezeu. Iar din cele pe care le-am priceput eu, Scriptura aceasta este de la Dumnezeu. Și atunci mereu precizez, i-a poruncit Dumnezeu lui Luca să scrie. Pavel. Și ăsta ce să facă? A scris. N-a scris ce a vrut el. Și a scris ce i-a poruncit Dumnezeu. Și într-una din zilele vieții lui Pavel îi poruncește Dumnezeu: mă, scrie ceva interesant. Ce să scriu, Doamne? Și scrie cam așa, cam cum, Doamne?
dacă cineva sau dacă noi ne-am pus încrederea în Fiul lui Dumnezeu, în Hristos, Dumnezeul cel mare și veșnic, dacă noi ne-am pus încrederea în acest Hristos pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. E jignitor să crezi în Hristos și să fii lepra societății. Nu prin alegere, ci prin numire. Nu numit de nu știu ce sfătos de pe pământul ăsta, ci numit de Dumnezeu. Dacă ți-ai pus încrederea în Hristos, numai pentru viața aceasta, spune Dumnezeu Sfântul, ești cea mai mare lepră dintre oameni. E jignitor. Îmi sfidează cugetul. Îmi calcă în picioare bunele mele moravuri religioase. Mă coalizează cu... Nici nu mai știu cu cine. Și zice aici, Hristos zice, Doamnelor, aduceți-vă aminte de nevasta. Nici nu știu dacă era frumoasă sau urât. Nici nu știu dacă se îmbrăca la modă sau nu. Nici nu știu dacă gătea bine sau gătea rău. Aba, nu știu. Și Hristos insistă, bă, adu-ți aminte de nevasta lui Lot. Da, stimați. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Nu știu dacă era supusă bărbatului. Bana. Nici nu știu dacă purta năframă sau nu. Nu știu dacă făcea curat în casă. Nu știu nimic. Și Hristos insistă. Adu-ți aminte de nevasta lui Lot. Și porunca aceasta o dă Hristos într-un cadru șocant. Adică aduți aminte de nevasta lui Lot în contextul în care vezi că toate lucrurile de pe pământ se prăbușesc. Cad Statele Unite ale Americii, cade Imperiul Rus, cade Israelul, pare. Cade Ucraina, cade România, cad toți. Cad bărbați, cad femei, cad familii, cad învățături de secole, nu mai există, sunt șterse. Cad mari oameni ai istoriei de pe soclu, ia cu macaralele și duce la topit. Totul este în prăbușire liberă. Și în haosul acesta infernal, care nu doare, marele lider al Europei, doamna X, are o singură problemă. Să fie eradicată segregarea de sex. Adică și eu și doamna suntem același lucru. Dar că ea are problema asta la nivelul minții sau unde o are, nu știu, nu mă deranjează așa de mult, cât mă deranjează că eu și cu tine chiar credem. Că eu și tu suntem același lucru. Și mai ne codim noi pe aici, mai nu știu cum, dar copiii noștri cresc în spiritul acesta. Și o să se uite la noi ca la o ceapă stricată. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Aș vrea să intrăm într-o zonă, dragii mei, extrem de ridicolă, ca să vedeți cât de nenorocit este un om între prăpăd și salvare.
Nu știu dacă v-ați închipuit vreodată scena aceasta. Ne spune Sfânta Scriptură că într-una din zile Avram era pe acasă, abar n-am cu ce se ocupa, era o viață patriarhală, liniștită, nu era zgomotul și nenorocire ca sunt astăzi. Și la un moment dat, cum stătea el așa, între somn și veche, cumva, mi se pare că trei indivizi se apropie de casa lui. Și tresare, oamenii aceia îi dau bună ziua, oameni, nu știu, îngeri, nu știu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu știu. E foarte enigmatică situația de acolo, dacă te uiți la text și la cuvintele folosite. Pentru că pe rând, la toți cei trei în text, le apare numele de Jehova. E foarte discutabil pasajul acela. Așa pentru mine, la un moment dat, cel puțin Hristos și Duhul Sfânt au fost la Avram. Nu știu dacă și Tatăl. Dar e neimportant asta. Și dau binețe și vor să plece mai departe. Și Avram zice, stați un pic, cum tu plecați de la Avram? Păi vă știți cine sunt eu? Da, Avram. Plecați de la Avram așa cum, ca de la un străin? Așezați-vă să vă spăl picioarele, nevastă, poruncește la sluși să se taie un vițel, să mănânce oamenii ăștia, Dumnezei ăștia, cine or fi, să-și tragă sufletul și apoi să meargă mai departe. Au mâncat și au tras sufletul, s-au luat și să coboare spre Valea Mănoasă a Sodomei și a Gomorei. Și la un moment dat unul din ei se oprește și zice, aș putea eu să ascund planurile mele de prietenul meu Avram? Nu pot să fac așa ceva. Se întoarce îndărât. Și Avram era un om înțelept. Și începe și mijlocește. În contextul în care vorbesc, pentru cine mijlocea? Cum? În contextul în care vorbesc, pentru cine mijlocea? Pentru nevasta lui Lot. E foarte important detaliul ăsta. Și strigă Hristos peste veacuri la Biserica Sfânta Treime, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot! Ce să-mi amintesc, Doamne? Că pentru ea a mijlocit nu păstorul Coman, care vai de mama lui. Pentru ea a mijlocit nu patriarhul României Daniel. Pentru ea a mijlocit nu papa de la Roma. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot că pentru ea a mijlocit Avram. La ce a folosit? La ce a folosit? La nimic. Vezi ce situație ingrată, ce nenorocit poți să fii între prăpăd și izbăvire. Pentru că ea nu moare în mijlocul prăpădului, că e scoasă din prăpăd. Peste ea nu cade focul și pucioasa care după oamenii de știință, din care am mai citit și eu câte ceva, au cercetat rocile din Sodoma și Gomora și au constatat că astăzi nu există forță nucleară atât de ridicată ca focul acela care au topit rocile acelea și spun că ar fi de sute de ori mai puternic focul acela decât orice foc nuclear de astăzi. Dar e foarte important detaliul ăsta. Adu-ți aminte că pentru soția lui Lot a mijlocit Avram. Dar exercițiul acesta de memorie e foarte important pentru că
noi trebuie să ne aducem aminte altceva. Pentru mine și pentru tine a mijlocit Hristos. Da. Să facem o paralelă. Avram a început așa, Doamne, mama, dacă or fi acolo vreo 50 de oameni, e și nevasta lui Lot între ei. Dar nu o să le dai foc la toți și dai foc și nevestei lui Lot. După aceea asta și s-a făcut un pic rușine, a zis, mă, dacă nu or fi atâți. Și a zis, Doamne, ce știu, or fi vreo 40, nu știu. Dar acolo e nevasta lui Lot, o cunosc, nepoată mea. Dar nu o să-i dai foc și ei cu ceilalți. Asta și să mai gândiți, zice, mă, dar... Adică, pe măsură ce își exercita dragostea lui față de nevasta lui Lot prin mijlocire, îi se făcea tot mai rușine. Și zice lui Hristos, sau îngerului, sau omului, nu mai contează în momentul acesta, ce mai lasă-mă să mai zic o dată. Zice, mai zic o dată. Zice, nu, n-am să le dau foc împreună. Se gândea Hristos, dacă o fi numai ea, o scot afară. Hristos, când a început să mijlocească, a mijlocit puțin altfel. Nu i s-a făcut doar rușine. Nu a scăzut numărul pentru ca să încapi și tu. Și a zis, mor. Când poruncește Hristos să-ți aduci aminte de nevasta lui Lot, nu poruncește să-ți aduci o aminte de o femeie care era frumoasă sau mai puțin frumoasă, îmbrăcată regulamentar sau neîmbrăcată regulamentar, supusă bărbatului ei sau nesupusă bărbatului ei, ci când poruncește Hristos să-ți aduci aminte de soția lui Lot, poruncește ca tu în secolul 21 să-ți aduci aminte de cel care a mijlocit pentru tine pe Sfânta Cruce de pe Golgota, murind batjocorit și rugându-se de pe cruce să fie iertat, că ești atât de încurcat la minte că nici măcar nu știi ce faci. Adică a avut loc săvârșirea imposibilului. Numai că povestea nu se termină aici. Auzi, să ai harul în istoria aceasta să mijlocească Avram pentru tine. Sau să ai harul în istoria aceasta să mijlocească Hristos, Dumnezeul, pentru tine. E ceva inegalabil. Și totuși, nevestei lui Lot nu i-a folosit la nimic. Așa să spun o întrebare. Nu trebuie să răspunzi. Poate să te gândești la ea. Tu ce crezi? Mijlocirea lui Hristos pentru tine are vreun rost? Și Hristos nu pune frână. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot! Mulțumesc, Doamne, că numele Duhului Tău și în puterea Duhului Tău cel Sfânt mai smulți din lumea aceasta păcătoasă. Asta e rugăciunea mea și rugăciunea voastră. Și adunăm în jurul acestei rugăciuni și facem socluri ca să ne ridicăm cât mai sus și să trăim entuziasmul neasmulți din viața noastră păcătoasă. Și era într-o noapte spre dimineață când
Înfuriat Dumnezeu, nu știu dacă era Tatăl, era Duhul Sfânt, nu știu cine era acolo, înfuriat, o apucă de rochie și de umeri și vârlă afară pe coată și pe genunchi, julită, fugi! Pe care dintre noi ne-a prins așa Dumnezeu și ne-a aruncat? Pe care? Pe niciunul! Și să ridic asta de pe genunchi, de pe pământ cu genunchii juliți și cu fața julită și aia la fugă. Nu ea a ieșit, a scos-o Dumnezeu. Și zice Hristos, adu-ți aminte de nevasta lui Lot, că eu am prins-o de umeri și de fustă, de fund și am aruncat-o afară din foc. Și a ajuns o nenorocită între izbăvire și potopul de flăcări. Nenorociți între prăpăd și izbăvire. Ce aveți de gând să faceți cu viața voastră? Unde vă uitați? De la cine așteptați izbăvire? Și insistă Hristos, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Care este scoasă de puteri cerești, de sub focul din Sodoma și Gomora. Și revin la viața mea și la viața ta, avem cântări frumoase. Cum ne-a scos Dumnezeu din focul acestei lumi. Avem rugăciuni frumoase. Cât de milostiv a fost Dumnezeu și ne-a smuls din neamul acesta idolatru și plin de păcate. Aducem laude la Dumnezeu. Cât de minunat a fost dimineața aceea în care bubuia deja din ceruri flăcările atomice și nucleare care urmau să coboară peste Sodoma și Gomora și pe noi, frumos, ne-a scos Dumnezeu. Ceva extraordinar. Și zice, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Ce să ne aducem aminte, Doamne? Că eu am scos-o și am scos-o afară. Și-o făcut așa. Și a ajuns cea mai nenorocită muiere din istoria Pământului, rămasă între foc și izbăvire. La ce a folosit că a prins-o fizic Dumnezeu și a scos-o afară din foc? La ce a folosit? La nimic. Îți pun o întrebare, nu? Nu te supăra pe mine, sau poți te superi, nu știu. Ce la ce se folosește că te-a prins Duhul Domnului și te-a scos din lumea asta. Barem rămânea acolo și venea o flacără din asta pe ea și o nimicea acolo, nu mai rămânea nimic, cenușă ce mai era pe acolo. Dar așa treceau trecătorii pe acolo și ce-i bă cu stânca asta? A, și asta e nevasta lui Lot, mă, proasta aia. Toată lumea se lamenta și mai făceau și glume, probabil, de prost gust. Asta e, mă! Uite-o aici! Uite-o, pocăiți ăștia! Uite. Nici cu Dumnezeu, nici cu dracu, vai de mama lor! Uite-i, mă, pe ăștia! Uite-te, mă, la ei! Între foc și izbăvire, cei mai nenorociți dintre oameni. Dragii mei, e un ceas al istoriei foarte interesant. Este un ceas al istoriei foarte interesant. Toți fugim spre, nu știu cum să zic, spre un premiu, spre o apreciere, spre un câștig. Nu pot să incriminez lucrurile acestea. Numai că totul s-a schimbat.
totul s-a schimbat. Spuneam ieri la slujbă, dacă vrei să fii o tipă bengoasă așa de numărul unu, trebuie să găsești soluții să-ți crească barbă. Dacă îți crește barbă, ești tare, ești cool. Zâmbiți, dar exact așa credeți. Pentru că totul s-a schimbat. E înfiorător. Copiii tăi așa învață la școală și se uită așa hâd la tine, ca la o stranie ciumă de pe unde ai rămas. Am o copilă pe care părinții din când în când mi-o dau în custodie câte două ceasuri pe zi să mă ocup de viața ei, de educația ei. Și am început să-i pun în minte anumite repere. Și mi-am dat seama că n-are reacții. Și am fost foarte șocat. Cum mă minune să n-ai o reacție? N-are reacție de rușine. Adică mi-e rușine că se întâmplă asta. N-are reacție la faptul că, mă, dar chiar vrei să fii prost? Eu vreau să fiu deștept. N-are reacție că e prost. Și sunt mai mulți ani, știam la ce școală e. Până acum, vreo două luni sau nu știu când, când am început să vorbesc cu fetița puțin despre școală, este la o școală din asta foarte sofisticată, unde se plătesc o groază de bani, la Montessori. Și copilul a început să-mi spună că de fapt școala aceea este o școală care ia un copil și îl face animal. Dar nu numai pe copil, și pe părinți. Și toți actiați se duc și plătesc lunar, bani mulți, numai cei cu bani pot să-și ducă copiii acolo. Și îi cheamă idioția de acolo, pe părinți, le resetează creierul. N-ai voie să înveți pe copil să dea bună ziua. El o să vadă când e mare. O să dea. Nu dă. Crezi ca boii. N-ai voie să-i spui copilului nu. El va descoperi. Și am început să vorbesc cu fetița aceasta, care e mărișoară acum. Și credeți-mă, a rămas paralizat. Toată educația este împotriva Sfintei Scripturi. Nimic din ce zice Scriptura n-ai voie să faci dacă vrei să iasă un model nou. Și îmi spune copilul acesta în jur de 9 ani ce învață acolo despre sex. Despre băieți cu băieți și fete cu fete. Dar asta într-o școală de elită. Dar copilul acesta acasă nu spune. Niciun copil nu spune acasă. Copiii sunt foarte paroliști la secretele lăsate de înțeles că trebuie să rămână secrete. Și am rămas uluit. Crezi că copilul tău învață altceva? Dacă crezi asta, scuză-mă, ești grămadă, ești. Nu știi cine ești, nu știi în ce lume trăiești. Și atunci vei ajunge așa, să fii cel mai nenorocit dintre oameni, între prăpăd și izbăvire. Și ăia peste care vine prăpădul scapă ușor, că ars și gata. Dar eu și cu tine rămânem și de priveliști și de batjocură. Mai trece câte unul și scuipă pe mine sau pe tine. Ia uite, bă, cine ești ăsta? Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. A mijlocit pentru ea Avram, fără niciun rost. A prins-o de zulufi sau de umeri sau nu știu cum a prins-o Dumnezeu și a scos-o din cetate să o ia la fugă și a luat-o la fugă. A scos-o din foc Dumnezeu. Nu i-a folosit la nimic.
Și acum cade ghilotina. Cu siguranță nu o să fie nimeni de acord cu mine, cu ceea ce urmează să zic. Dar zic. A stat Dumnezeu și s-a uitat și a văzut, zice, mă, am mijlocit Avram, prietenul meu, pentru ea și am ținut cont de mijlocirea lui. M-am ținut până acolo cont că se făcea ziua și nu mai suportam și am prins-o și am aruncat-o din cetate și am dat drumul la câini după ea. Fugi, femeie, să scapi. După ce am văzut că astea două lucruri nu ajută la nimic, am luat o hotărâre stranie. Știți care? Să o omor. Și am omorât-o. Și-a omorât. Cine și-aduce aminte de soția lui Lot? Trebuie să-și aducă aminte că pentru el a mijlocit Hristos. Huiduitul, batjocoritul, neintegratul, mizerabilul, împotrivitorul oricărui lucru bun. Cine și-aduce aminte de soția lui Lot, trebuie să-și aducă aminte că pe el Dumnezeu l-a smuls din viacul acesta de păcat și de mizerie, prinzându-l fizic și aruncându-l afară, fugi! Cine și-aduce aminte de soția lui Lot, trebuie să-și aducă aminte că dacă nu fuge până la capăt, Dumnezeu îl va omorâ. Îngrozitor! Îngrozitor! Cum adică tu pui pe Hristos să mijlocească pentru mine? Mă prins și mă scoți afară? Ca să ce? Ca să mă omori? Dragii mei credincioși, aceasta este imaginea de ansamblu. Am încercat, după cum m-a ajutat Dumnezeu și după cele pe care le-am văzut din Sfânta Scriptură, am încercat să văd așa, cum zicem noi, în 3D, ce zice aici Hristos. Bă, adu-ți aminte de soția lui Lot. Și acum, dând la o parte o groasă de lucruri care le-am învățat, dând la o parte atâtea ocazii când un frate păstor a predicat din viața lui Lot și a Sodomei și a Gomorei și din câte am citit și dând la o parte o groasă de lucruri și sunându-mi în suflet și în viață cuvintele acestea, păi, comane, adu-ți aminte de nevastă lui Lot. Mi-a rămas scenariul acesta. Un Avram pe genunchi sau habar n-am cum stătea, care se uita în ochii lui Hristos sau a îngerului sau a omului, nu știu, se uita ca la ultimă speranță și zicea, nu poți să omori pe nevasta lui Lot împreună cu toți, nu poți face asta, n-ai cum, dreptatea ta, mila ta, dragostea ta, iubirea ta, legile tale, nu-ți permit lucrul ăsta. Și culmea, omul acela, îngerul acela, Dumnezeul acela, se lasă nu pleca de Avram. Și văd. Văd cum, în felul lui, habar n-am. Scuzați-mă că îmi permis să beau un pic de apă, sunt un pic răcit și mă necăjește gâtul. Iertați-mă. Și îl văd încorsetat pe Dumnezeu acolo, pentru că zice, mă, strigătul a ajuns la cerul, mă duc să văd. Dacă e așa, îi pustiesc. Se duce și vede că e așa și zice, păi, pustiesc.
Și după ce se întâmplă lucrurile alea care se întâmplă acolo și povestesc între ei și îi lovește pe oamenii aia cu orbire și toată lumea este dată peste cap, mă, se întâmpla ceva, mă, ăștia parcă erau de plumb, nu mișcau, mă, fugiți, mă, nu putem. Mă, dacă nu puteți, fugiți până acolo, că acolo fac, că măcar că coboară foc din cer nuclear peste toată zona asta, mă, acolo pe 70 de metri pătrați, mă, acolo rămâne și iarba și casa și rămâne tot, nu se atinge nimic din cerul de zona aceasta. Mă, și nu mișcă, mă, nu mișcă. Și demolat de cuvintele lui Avram, de mijlocirea lui, intervine Dumnezeu fizic, îi aruncă afară și apoi îi omoară. Și acum vine o întrebare. Pe mine mă interesează foarte mult răspunsul acestei întrebări. Nu știu dacă îmi convine răspunsul, nu știu dacă l-am. De ce? De ce? Păi uite de ce. Oricine va căuta să-și scape viața, o pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Dar totul e ciudat. Totul e anacronic. Hristos vorbește înspăimântător de incoerent. Păi, Doamne, dragul meu, păi dacă ea fugea, păi înseamnă că fugea să scape viața. Și dacă ea s-a întors înapoi, să se uite, înseamnă că nu mai vrea să scape viața. Nu e așa rațional. Dar în Biblie nu e așa. În Biblie nu e așa. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Păi de ce, Doamne? Pentru că oricine vrea să scape viața, o va pierde. Și oricine și-o va pierde, o va câștiga. Nu știu, mă înțelegeți? Fac gesturile astea ca să existe o imagine. La Hristos uitatul înapoi era scăparea vieții și fugitul înainte era pierderea vieții. Și zice, cine fuge înainte pierzându-și viața, o câștigă. Și cine se uită înapoi câștigându-și viața, o pierde. Mă, sunteți cu mine? Nu, serios, sunteți cu mine? Poate că arăta nebun, dar uitați-vă în text. Sunt imagini. E în mișcare totul, se vede. Și atunci am rămas iarăși, de ce? Dragii mei credincioși, nu mai luptați pentru viață. Luptați pentru ascultare. Faceți această inversiune. În nevasta lui Lot era această bătălie. Să lupte pentru viață sau pentru ascultare. Și a decis că este mai importantă viața decât ascultarea. Și a pierdut-o. Cu ea se împlinea cumva, după Revoluție, a fost o vorbă foarte ciudată și meșteșugit făcută de unii oameni din țara noastră, citând un slogan din vremea comuniștilor și era cam așa, zice, tot înainte, că înainte era mai bine. Și tot înainte, că înainte era mai bine. Cam așa mergem noi. Tot înainte, că înainte era mai bine. De ce? Și aș vrea, mai am câteva minute, să vă vorbesc despre diferența dintre lupta pentru viață și lupta pentru ascultare.
aici se, cum să zic, se separă apele. Și citesc din nou și apoi accentuez câteva lucruri care posibil ne interesează. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla Edoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi în ziua când se va arăta Hristos, Fiul omului. Tot așa va fi. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia, și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de soția Lot, lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine va pierde viața, o va găsi. Vă spun că în noaptea aceea doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat: unde, Doamne? Iar el a răspuns: unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Aici este o înșiruire de situații. Omul, ca și mine, ca și voi, probabil, nu știu, viața mea, lupta mea pentru viață, este cum să fac să mai trăiesc. Poate că așa e și la tine. Însă câștigarea vieții veșnice este așezată sub altă întrebare. Cum să fac să mai ascult? Și în imaginea care o creează aici Hristos, ăla stă pe casă și n-are nicio problemă cu casa, poate să rămână, să-i dea foc, să ardă, treaba e ce se întâmplă. Dar stă și se gândește că fugind, din ce o să mănânce? Și își dă seama că, tot din ce nu poți mânca, numai că ai niște vase, că nu o să faci o gaură în pământ și storni acolo mâncarea aștea pur să mânci. Și zice: îmi iau vasele și fug. Și bătălia era între din ce mănânc și ascultare. Nu era dintre poruncile lui Dumnezeu de pe table sau despre nu știu unde sau despre Evanghel. Nu. Frământarea omului era din ce mănânc sau să ascult. Și omul alege din ce mănânc. Și mântuirea s-a dus. Unul este la câmp. La câmp acolo ești cum ești, da. Și trebuie fugit. N-are nicio problemă să fugă, să lase totul. Nu contează că rămâne mașina, că rămâne mobila, că rămâne... Să fug chiar în hainele astea acum și plin de soios și sudoare. Fug până acasă să fac un duș, îmi iau niște haine și plec. Și bătălia lui nu este între că nu s-ar duce. Și bătălia este: nu pot să plec așa. Mă duc acasă să mă schimb. Bătălia lui este între a se schimba și ascultare. Și el alege să-și schimbe hainele și renunță la ascultare. Și mântuirea s-a dus. Dragul meu, dacă îți urmărești viața ta, ți-a plăcut vreodată să asculți?
Doamnelor, am o întrebare, cele care sunteți măritate, cum simțiți așa, vibrați la gândul că vă mai zice bărbatul să faceți ceva și abia așteptați? Sau când zice să faceți ceva, da, fă tu, bă. Cum simți? Fii cinstit. Eu când tata sau mama îmi zicea să fac ceva, mă zgârea pe creier. Se simt bine acum bărbații. Dar nu, ei nu știu că ascultarea e o chestiune de reciprocitate. La mine acasă, vinerea e program administrativ, nu mai am copii acasă și am rămas eu prostul satului, care trebuie în fiecare zi de vineri să dansez cu aspiratorul 2 ore ca să aspir toată casa. Și câteodată nu mai am chef. Nu mai am chef, mi se gata bateria. Și mă turez așa, să par un pic mai serios, mai nu știu ce, și las de înțeles că astăzi nu se aspiră, domnule. Așa rămâne casa, nu se aspiră, asta e, gata. Și mă întind pe canapea, într-o indolență și o nerușinare desăvârșită, stau așa îmbufnat să mă culc. Doamna mea nu mai îmi zice, du-te mă, Iacob, și aspiră. Se duce ea aspiratorul după ce a fost la serviciu 6 ore sau 7, după ce a făcut de mâncare. Se duce și ea aspiratorul să aspire. Când a apăsat pe bumb și l-aud sunând, mă iau toți dragi. Și săr de pe canapea ca o cuctă din aia de sarmale și fug repede. Și îi iau aspiratorul din mână și aspir casa. Dar am o întrebare pentru pastorul Coman. De ce nu pot să fac asta înainte? Știți de ce? Pentru că noi avem o singură problemă pe care a avut-o și soția lui Lot. N-avem dragoste pentru ascultare. Noi avem dragoste pentru viață. Dar viața e la Dumnezeu. Și-o dă numai celui care ascultă. Și cu asta s-a încheiat filmul. Și cine luptă să-și câștige viața, o pierde. Și cine ascultă, o câștigă. Că a zis Dumnezeu dragul de el. N-a zis, nu mă interesează, fugi până scrapă ficatul. Ce mă interesează, grăsană ce ești sau ce, fugi! N-a zis Dumnezeu asta. Nu mă interesează că ești femeie, ține-te de bărbatul și fugi până îți iese limba și ochii și crăb, fugi! N-a zis Dumnezeu așa. A zis un singur lucru, Doamnă dragă, nu te uita înapoi. Doamnă dragă, nu te uita înapoi. Doamnă dragă, nu te uita înapoi. Nu te uita înapoi că am mijlocit pentru tine Hristos. Nu te uita înapoi pentru că Tatăl te-a prins de zuluf și te-a aruncat afară din lumea asta. Nu te uita înapoi că mijlocirea lui Hristos n-a constat doar în niște cuvinte, ci în patimă, în suferință, în rușine, în dezonoare. Și în final în moarte, o moarte cumplită. Nu te uita înapoi că îmi sare țandăra și te omor. Și-a omorât-o. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Dacă lucrul acesta scapă din vedere, atunci acest context care aduce a sfârșit. Nu știu dacă acum sau când, nu știu. Dar acest context al societății în care trăim aduce a sfârșit. Și dacă nu ți aduce aminte de Lot,
se va întâmpla un lucru foarte interesant. Vi-l ilustrez. Și cu asta închei, că e 12 imediat. Zice că într-o zi, nu știu în care, Dumnezeu și-a adus aminte de Avram, de Isaac și de Iacob. Și când și-a adus aminte de Avram, Isaac și de Iacob, s-a dus prin câmpia Madianului acolo, s-a așezat într-un rug și a văzut un păstor că mergea pe acolo cu oile și l-a strigat: Moise! Dacă noi ne închipuim din alea cu rugăciuni și cu robe și... Nu, mă, l-o fluiera. Bă, baciule! Moise! Hai, mă, coace! Ăsta a rămas șocat. Uite, bă, se duce. Hai, Moise, tu ești cam jugubăț, așa. Tu nu te uiți ce pământ e aici. Nu, no, se dă la în spate, se descalță. Du-te și scoate-mi poporul meu din Egipt. Eu? Tu, mă. Îs și bâlbâit. Nici nu mai știu dacă mai știu vorbi limba egipteancă, abar n-am. Nici ebraică cred că nu mai știu. Aici de 40 de ani numai cu oile și cu behăiturile și cu fetele lui Ietro. E vai de mă. Bă, te duci? Mă rog, scurtez povestea, deși așa de mult îmi place să o spun. Și... aduce Dumnezeu prăpădul peste Egipt, îi umple de broaște, le dă să bea sânge, îi umple de păduchi, le întunecă soare, ferească Dumnezeu câte le-a făcut. Până la urmă le omoară și toți sunt născuți, și oameni, și vite, și capră, și găini, și tot absolut. Se face acolo că nu mai știu nimeni care-i stânga și care-i dreapta. Și ia pe toți din poporul lui și frumos îi scoate și îi duce spre unde? Spre Canaan. Și acum ei erau în deșert, între prăpăd și izbăvire. Și când erau aici între prăpăd și izbăvire, uitați-vă foarte atent, acolo era numai năsâp. Deci era numai năsâp, eu am fost acolo. Numai năsâp și teatră. Și dacă vrei să păcătuiești, nu prea aveai unde. Câte? Nu se păcătuiești, câte? N-aveai cum. N-aveai cum. Și le spunea câte o chestie de asta care n-avea nicio legătură cu ce era acolo. Vă dau un exemplu, iertați-mă că îl folosesc. Știu că nu-l credeți, dar ca filosofie așa. Și bă, vedeți, zice, când veți pune un măr în grădină, 4 ani să nu mâncați din roadele lui, că spurcate. 5 ani să luați merele, să le duceți la preot și așa să le mâncați voi, că în restul nu aveți voi. Ce legătură avea mărul cu... Era numai năsâp. Ce trebuiau ei să facă? Să creadă. Să creadă, că nu aveau, nu puteau pune nici mer, nici per, nu puteau face nimic. Să mă trebuia să creadă. Și să asculte. Și când a văzut Dumnezeu cu oamenii aceștia care erau între prăpăd, dar mă, pe egipteni, lăsat în pace. Aia și-o îngropa morții, caprele, vitele, boii, copiii, tot. Și nu, au luat cumva viața de la început. Acolo era prăpădul. Și acolo era izbăvirea. Și când i-au văzut pe ăștia că îi interesează viața, nu ascultarea, ce buni erau castraveții în Egipt. Vegetarian, sânge albastru. Serios, nu, dar uitați-vă la, uitați-vă în text, adică eu așa o normalitate că ți se mută creierul. Ce-o vă? Și ne dai mâncarea asta din cer, atai de acră, te vine asta cu Scriptura să-mi citesc, nu mai suport, mă, mă duce pe gât ca gogoneale stricate. A luat o decizie Dumnezeu. I-a făcut cei mai nenorociți oameni din istorie. Băgați și omorâți în năsâp.
între prăpăd și izbăvire. Dacă vreți să n-aveți această soartă, aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Este o cântare, mai mult de atât. Ce mai vrei? Adică e așa de elegant Dumnezeu și așa de franc. E așa de curtenitor și așa de exact. E așa de îngăduitor și așa de pietrificat, încât ți-e drag să-L iubești dacă vrei să asculți. Dumnezeu să vă ajute pe voi, Dumnezeu să mă ajute pe mine, ca aducându-ne aminte de soția lui Lot, să iubim ascultare. Amin, amin, amin. Haideți în acest context, dragi credincioși, așa de obște, fiecare după inima lui, spuneți-i lui Dumnezeu ce credeți de cuvință. Și El să fie atent și elegant cu rugăciunea fiecăruia dintre noi. Și dacă ne-a smuls din neamul acesta fără rușine, să facă cumva să nu ne lase pe drum, ci să ne ducă în împărăția Lui. Amin. Ne ridicăm.